oamenii care sunt în concediu, nu. Eu chiar mă bucur pentru ei, pentru că după un an de muncă este normal și firesc să te și relaxezi. Uite, le aduc informații foarte frumoase despre vreme. Vreme să vă menține călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade în delta Dunării și 34 în câmpia de vest și lunga Dunării. După amiaza, în vestul și sud-vestul teritoriului, disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură umezeală atingând pe arii restrânse pragul critic de 80. Vor fi unele ploi de scurtă durată și descărcări electrice local la munte și pe spații restrânse în centru și est, iar seara și în regiunile vestice. Izolat se vor înregistra cantități de apă însemnate și va cătea grindina. În capitală, maxima termică va fi de 33 de grade, acum la București sunt 19 grade. Mulțumim mult pentru trafic, rămânem în capitală, circulația rutieră pe calea București, între strada Mățișor și șoseaua Olteniței va fi restricționată parțial începând de astăzi după ora 10 pentru demararea unor lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere. În perimetrul menționat, traficul rutier va fi deviat, asigurându-se 3 benzi de circulație pe sensul către șoseaua Olteniței și 2 benzi de circulație pe sensul spre Bulevardul Tineretului față de 3 benzi pe sens existente în prezent. Primăria municipiului București demarează lucrările la cel mai mare proiect de infrastructură realizat cu fonduri europene din capitală, pasajul subteran Piața Sudului. Și cum călătorului îi stă bine cu drumul, prefectul de Vâlcea Dumitru Cornoiu a declarat că Transalpina este deschisă circulației în urma unor discuții cu directorul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România. Conducătorii auto sunt rugați totuși să-și ia măsuri de maximă prudență, având în vedere dificultatea manevrelor ce trebuie efectuate în deplasarea pe acest traseu, în urmă cu 3 săptămâni, potrivit unei comunicat transmis de CNADNR, sectorul de drum de pe șoseaua Transalpina cuprins între Obârșia Lotrului și Rânca, ce ajunge la aproximativ 2100 de metri altitudine și traversează județul Vâlcea, era închis circulației. Decizia de atunci a CNADNR a provocat mai multe ori de poziție din partea primarilor stațiunilor montane din cele 4 județe prin care trece Transalpina, proprietari de pensiuni și hoteluri, dar și parlamentari din aceste județe.